Deși este o temă veche, problema gropilor din curțile de blocuri din capitală se pare că este mai actuală ca niciodată. Atât pietonii cât și șoferii se plâng că le este foarte greu să se deplaseze și că sunt nevoiți să investească mulți bani în reparația mașinilor din cauza denivelărilor și a gropilor care, cu an ce trece, se mulțesc și se măresc în dimensiuni. Aceștia spun că au apelat de nenumărate ori la autorități, dar funcționarii, fie că nu dau curs reclamațiilor, fie că au un răspuns tras la Indigo. Nu există bani pentru asemenea lucrări. Locatarii mai multor blocuri de pe strada Butucului, dar și de pe alte străzi din sectorul botanic al capitalei sunt disperați. Aceștia spun că este un dezastru ce se întâmplă cu drumurile din curțile lor. Cei care merg pe picioare le oculim. Cei cu mașinile cred că este mai dificil, mai ales când se întâlnesc două mașini în sens contradictoriu. Foarte mare problemă, trebuie de rezolvat. Порошит можно же убиться, особенно в темноте. Ну тяжело, тяжело, конечно, старо. Мне уже 84 года. И, конечно, тяжело. И дезастр, ну и де азь, ну и де ieri, e imposibil de acum de mers, da? Ne chinuim ce să facem. Locatarii din aceste blocuri susțin că de când se țin minte, aceste gropi nu au fost reparate ca lumea. Iar dacă se întâmplă să le astupe după prima ploaie, acestea apăreau din nou. De asemenea, oamenii se indignează că autoritățile atrag atenția mai mult la străzile principale din oraș, iar de ei, cei de lângă periferii uită cu desăvârșire. Autoritățile locale dau asigurări că în curând drumurile vor fi reparate. Am planificat pentru anul viitor reparația curților, reparația drumurilor, adică se lucrează. Pretorul de la Botanic a recunoscut că, de fapt, în această parte a orașului, drumurile din curțile de blocuri sunt într-o stare deplorabilă. De aceea, potrivit funcționarii, se întocmesc deja planurile pentru reparații capitale, inclusiv a acestor artere și nu doar a drumurilor principale. Cu tot cu teren de joacă, cu tot cu rețelele interne, ca să nu se facă după asta lucrări și iarăși asfaltarea să fie stricată. Cu aceleași probleme se confruntă și locatarii din blocurile de pe strada Vasile Badiu din sectorul Râșcani al capitalei. Aceștia se plâng că uneori nu pot ieși din curte din cauza apei care se acumulează în gropile din asfalt. Ei spun că au apelat de 10 de ori la instituțiile responsabile, dar problema rămâne în continuare nesoluționată. Niciun răspuns n-am primit. Din 2018 noi decât să vorbești de drumul ăsta și nu faci nimic. Să-i bătaie de joc. Fermăm mașinile. Chiar le mulțumim la toți. La toți a noștri conducători care am ajuns noi acum. Acum am ajuns, da? Și nu putem ieși în oraș. Oamenii trăiesc cu speranța că cineva le va auzi totuși plângerile, așa că nu au ezitat să transmită un mesaj autorităților. Ходят наши деньги. С моей интри пла субурбии, с моей вады, че сфаши. Тлифтиво ляг де рушини, макар рушини, макар. Am apelat și la pretura sectorului Râșcan pentru a afla când se vor repara curțele de blocuri din sector, dar nu am primit niciun răspuns. Locatarii intenționează să scrie o plângere pe care urmează să o depună la primăria municipiului Chișinău. Chiar și așa, ei spun că mari speranțe nu își pun deoarece anterior au mai scris astfel de plângeri, însă responsabilii au venit și au plecat, iar gropile cum au fost, așa au și rămas, doar că s-a mărit dimensiunea și numărul lor.